Nu este prima înfrățire între licee pe care cadrele didactice de la Liceul Nicolae Bălcescu din Megidia o pun pe roate. Cei 10 profesori din Turcia au fost întâmpinați într-un cadru festiv de elevi îmbrăcate tradițional. Proiectul de astăzi este rodul unei înfrățieri realizate între Liceul Nicolae Bălcescu și Liceul Anadolu din Ciorlul, Turcia, realizată în noiembrie anul trecut și este prima vizită a delegației turce, formată de data aceasta doar din profesori, în vederea punerii la punct a detaliilor privind acest proiect. Vor fi implicați și elevii liceului, bănuiesc. Da, din toamnă, din octombrie, suntem invitați la dumnealor. Vom pleca și cu elevi, 6 profesori și cu 10 elevi, însoțiți de un delegat al primăriei Mincidia. Proiectul se numește Tradiții Balcanice și urmează să detaliem activitățile pe care le vom desfășura. Acest proiect a luat ființă în urma solicitării liceului din Ciorlu, liceul Anadolu, el fiind un liceu de profil real, specializat pe matematică informatică, a căutat un liceu pe măsură. În Megidia eram singurii care aveam acest profil și la propunerea lor noi am dat curs invitației anul trecut. Proiectul nostru are în vedere schimbul de elevi, asta presupunând câte 10 elevi de grupă de fiecare dată, timp în care elevii fac proiecte. Proiectul nostru se bazează pe ideea continuității tradițiilor și obiceiurilor turcilor și tătarilor din România, pe care le comparăm cu tradițiile și obiceiurile celor din Turcia. Delegația turcă va rămâne în țară o săptămână, timp în care va vizita Palatul Parlamentului, Muzeul Țăranului Român, Camiile din Dobrogea și Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța. Her zaman, özellikle bir İngilizce öğretmen olarak, farklı ülkeler, farklı kültürler tanımak. De fiecare dată, mai ales ca profesor de engleză, mă interesează să transmit elevilor, prin comparație, cultura altor popoare, altor țări. De aceea, elevii au fost foarte încântați să participe la acest proiect și abia așteaptă să vină în Megidia. Unul dintre motivele pentru care proiectul Tradiții Balcanice a fost implementat la Megidia este și faptul că aici există o numeroasă comunitate turcotătară. Cu ce îi ajută astfel de parteneriate pe elevii liceului teoretic? Pe lângă evidentul schimb de experiență cu alte școli, alte licee, e vorba, cred că, și de limba lor, pentru că, așa cum am constatat eu și eu spun cu regret, nu toți elevii de etnie turcă mai știu limba foarte bine și atunci este pentru ei un bun prelej să exerseze atât limbile străine cât și limba maternă. Elevii s-au arătat deschiși la schimbul de experiență și spun că abia așteaptă să cunoască Turcia. Ai avut vreodată posibilitatea să ajungi în Turcia? Da, am avut ocazia, din fericire. Cred că prima oară când am fost în Turcia eram clasa 6-a, cu școala 6 din Megidia și pe parcurs am avut ocazia datorită ansamblului folcloric Doina Dobrogei. Vizitele în Turcia vor începe în toamna acestui an, imediat după vacanța de vară. Proiectul Tradiții Balcanice face parte dintr-un program mai amplu al școlii europene de elită prin valori culturale.